E anchetă la Spitalul Județean din Brașov după ce mai multe fiole care au în componență fentanil, un drog extrem de puternic, au dispărut din seiful unității medicale. În Statele Unite, fentanilul a devenit cauza principală a deceselor survenite în urma unei supradoze. Dispariția celor 10 fiole a fost observată de către șefa secției de terapie intensivă, care nu ar fi anunțat însă conducerea spitalului la momentul respectiv. Un alt medic a rupt tăcerea și a sunat la poliție. Reprezentanții Spitalului Județean Brașov au confirmat dispariția fiolelor de fentanil, dar nu au oferit mai multe informații deocamdată. Se pare că ar fi 10 fiole, dar deocamdată se fac cercetări. Am fost anunțat pe cale ierarhică de către reprezentantul secției de ATI și mai departe a făcut plângere, a precizat managerul unității sanitare. Imediat după ce angajații unității medicale au sesizat dispariția fiolelor, a fost anunțată poliția. Oamenii legii au făcut investigații la fața locului în cursul zilei de marți și a fost deschisă o anchetă. Dosarul este de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Brașov, fiind instrumentat de Biroul Teritorial Brașov. Fentanilul este o substanță extrem de puternică, un opioid sintetic de 50 până la 100 de ori mai puternică decât morfina și se folosește pentru tratamentul bolnavilor de cancer aflați în stadii terminale, pentru ameliorarea durerilor.